Bună seara, doamnelor și domnilor, ora adevărului, mulțumesc că sunteți alături de noi. Vă propun ca în această seară să abordăm și politică și administrație. Alături de mine în studio este primarul Florin Cârciumaru și președintele PSD Gorj. Bună seara, bine ați venit! Bună seara pentru dumneavoastră, bună seara pentru toți telespectatorii postului de televiziune TV Sud. Domnule președinte, am început ziua de astăzi cu un comunicat al ANI care îl declara incompatibil pe președintele executiv al filialei, domnul Ion Călinoiu, care este acuzat de fals în declarații, și cei de la ANI spuneau că intenționează ca acest material să fie trimis parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu. Acum, eu aș vrea să vă întreb cum vedeți asta, pentru că este a doua lovitură de imagine pe care o primește PSD la vârful partidului. Într-o perioadă destul de scurtă, deci, trebuie să o interpretați într-un fel. Deci, da. Deci, legat de ceea ce se discută de dimineață, legat de domnul Călinoiu, cu incompatibilitatea, eu nu prea am multe de comentat, pentru că nu cunosc cu lux de amănunte. Am văzut că domnul președinte Călinoiu a ieșit pe posturile TV, pe posturile radio, și a declarat că va contesta această decizie care vine din partea ANI. Deci va contesta într-un cuvânt raportul făcut de ANI și dat la parchetul, înaintat la parchetul de la lângă judecătoria Târgu Jiu. Deci, da. Să lăsăm lucrurile să se desfășoare normal, să vedem până la urmă care este punctul de vedere al justiției. Legat de aceasta, deci nu sunt deci prea nu multe vedeți documentat. Nicio legătură, nu văd nicio legătură că cineva ar avea ceva cu organizația PSD Gorj sau cu persoana Călinoiu sau cu persoana Cârciumaru. Este o perioadă, sau mai bine spus, trăim cu toții într-o perioadă în care, mă rog, s-a dat voie la fel și fel de sesizări, la fel și fel de reclamații, cetățenii sunt liberi, presupun, sesizează, instituțiile statului sunt datoare să verifice, dar lucrurile, părerea mea, că se vor clarifica cât de curând, și părerea mea că n-au afectat și nu afectează cu ceva imaginea organizației PSD sau imaginea noastră ca cetățeni. Bun, vă dau un exemplu de ceva care sigur afectează imaginea și vă spun asta din SMS-urile primite la emisiunea de aseară. Am discutat despre pensiile votate de parlamentari, pensii în propriu spus, pentru că este vorba de niște indemnizații care ajung până la 4.600 de lei, niște foarte mulți bani. Chiar dacă ei nu reprezintă o gaură în buget, oamenii au perceput asta ca pe o nouă sfidare din partea parlamentarilor și v-aș face reproșul că și parlamentarii PSD Gorj au votat această lege. Și n-am ce să fac. În calitatea mea de președinte al organizației PSD le primesc și încep scuze față de cetățenii din orașul nostru, din cetățenii din județul nostru care au votat, pentru că parlamentarii au votat să meargă în Parlament să susțină și să facă cu totul și cu totul altceva. Personal, nu sunt de acord cu ce s-a întâmplat. Sincer să vă spun, am primit astăzi zeci și zeci de mesaje, nu știu de la cine, de la foarte mulți cetățeni, o parte îi cunosc, o parte nu îi cunosc, prin care toți ne aduceau acuze că nu sunt de acord cu ce s-a întâmplat, și vă spun că nu contează culoarea politică, dar din acest vot toți parlamentarii au ieșit și vor ieși foarte șifonați. Și dar asta se răsfrânge și asupra... Da, bineînțeles, asupra tuturor organizațiilor, asupra tuturor partidelor. Va fi foarte greu pentru noi, cei care la ora actuală conducem organizațiile de partid din teritoriu, fie PSD, fie PNL sau de la alt partid, să mai mergi să bați la poartă la cetățean să te voteze, omul să-ți voteze candidatul, da? Deci eu vă spun că la ora actuală, din câte cunosc din atâtea și atâtea campanii, oamenii sunt foarte documentați, foarte informați și până în ultimul cătun, ultimul om care are un televizor sau un post de radio, un aparat de radio, știe ce s-a întâmplat, și va fi foarte greu
să mai mergem, să mai cerem votul pentru parlamentari. Dar vă întreb, n-ați încercat să aveți o discuție cu ei? Știați că exista acest pericol? Mai ales că ei susținuseră proiectul încă de la început. Să știți că am avut și nu numai la nivel local, am avut chiar și la nivel național, când am mers în comitetul executiv. Chiar domnul Ponta le-a transmis că dumnealui personal nu este de acord, nu-i poate obliga să voteze sau să nu voteze, dar calitatea pe care o are de președinte nu este de acord și am spus că nu sunt de acord nici eu și nimeni, mai ales dintre cei care se află în actul de conducere, pentru că vă spuneam și am văzut și aseară fel și fel de comentarii, dar pe mine m-au speriat mesajele de astăzi. Foarte multe mesaje am primit și noi și nu puteam să le citesc din cauza limbajului pe care oamenii îl foloseau la adresa parlamentarilor. Deci nu vă pot descrie ce limbaj. Deci, încă o dată repet, va fi foarte, foarte greu pentru noi să mergem în campanie la alegerile parlamentare, să mai susținem candidații pentru că tot am ajuns cu senatori aici sau deputați. E adevărat, legea electorală se schimbă, dar veți face o evaluare a activității parlamentarilor din organizația de la Gorj, pentru că să știți că aveți și parlamentari care au făcut câte ceva, dar aveți și parlamentari care n-au făcut nimic. Deci, la momentul potrivit, vom discuta în cadrul organizației, vom discuta și cu conducerea de la nivel național, pentru că și dumnealor au un cuvânt de spus în ceea ce privește activitatea parlamentarilor la nivel național, pentru că, mă rog, prin colaborare, prin activitatea de acolo, dumnealor știu mai bine decât noi cum au muncit și ce au făcut în Parlament, iar în ceea ce privește prezența și, mă rog, sprijinul și activitatea desfășurată pe plan județean, o să ne spunem un punct de vedere, o să analizăm fiecare dintre cei pe care îi avem în momentul de față, vor trece printr-o evaluare a biroului permanent, dar deocamdată nici nu știm intențiile dumnealor, mai candidează, nu mai candidează, părerea mea că este încă cam de vreme. Cam de vreme. Că ajungem cu discuții să discutăm cine va candida și cine nu va candida. Noi avem și facem în continuare speculații pe marginea acestor candidaturi, pentru că e de mare interes acest subiect, dar până să vă mai întreb și eu pentru a 100.000-a oară, că poate vă răzgândiți să-mi spuneți ceva în seara asta, mă întreb altceva. Aseară, domnul Popeanga a intrat în direct pe subiectul pensiilor și am cerut un punct de vedere pe declarația făcută de Ion Călinoiu la emisiunea de luni seară. Ion Călinoiu a spus că și dacă va fi conferință județean la PSD anul acesta, va fi doar pentru o reconfirmare, dacă se pune problema așa, a dumneavoastră și a dânsului în funcțiile pe care le deține și a întregii echipe de conducere. Dar că alegerile pentru funcțiile de conducere în organizația PSD Gorj vor fi anul viitor. Fapt care a fost comentat de domnul Popeanga și am mai auzit, domnul Popeanga a spus public, dar am mai auzit voci nemulțumite din interiorul PSD pe motiv că cumva ați fi luat această decizie tocmai pentru a stabili dumneavoastră și domnul Călinoiu cine va candida și la alegerile locale și la alegerile parlamentare. Deci nu este adevărat. Această măsură nu este luată de Călinoiu și Cârciumaru la Gorj, ci este luată de Comitetul Executiv, care a avut loc la București săptămâna trecută. În cadrul comitetului, câțiva președinți de organizații din țară au ridicat problema în fața biroului permanent de la nivel național, au ridicat problema că trebuie să respectăm statutul, că a venit timpul ca și noi, Partidul Social Democrat, la nivel național să respectăm statutul. Chiar așa s-au exprimat președinții de organizații și că în conformitate cu statutul trebuie să trecem la alegeri, alegeri care se află în plină desfășurare în teritoriu, plecând de la organizațiile teritoriale din comună până la nivel de municipiu, și în statut scrie clar că se organizează alegeri din 2 în 2 ani și că la nivel de județ se organizează din 4 în 4 ani și congresul la fel se organizează din 4 în 4 ani. Și dumnealor, punând problema în comitetul executiv, deci președinții de organizații, s-a discutat și s-a stabilit. Nu s-a luat o hotărâre finală, dar a rămas că se va analiza problema
susținerile, problemele, propunerile și că în viitorul birou permanent se va hotărâ. Dar sunt sigur 100% că în conferințele județene, deci vor avea loc, se va lua hotărârea să se completeze acolo unde este cazul, iar unde nu este cazul să se confirme actuala conducere și să se meargă pe completări, ca și la noi unde sunt câteva posturi de vicepreședinți. Da. Bun. Urmând mai departe, urmând ca și Congresul, că de asta vă spun că și Congresul este cu semnul întrebării dacă se va organiza sau nu se va mai organiza în luna octombrie. Președinții de organizații au spus clar domnului Ponta că nu este corect ca înainte de alegerile locale să trecem să reorganizăm, să schimbăm conducerile județene la, deci la nivel de județ și mai ales să schimbăm conducerea la nivel național. Deci așa s-au pus problemele, deci nu a venit Cârciumarul sau Călinoiu. Deci eu, sincer, mie unul nu mi-este frică de o candidatură, nu mi-este frică să trec în octombrie din nou prin votul membrilor PSD, m-aș considera un laș. Dacă m-aș da la o parte acum din funcția de președinte al organizației, exact când poate că organizația are nevoie mai mult de mine acum, datorită faptului că așa se întâmplă întotdeauna că atunci când partidul este de la guvernare, în alegerile care se organizează este mai greu. Partidul fiind la guvernare... Se rodează și... Se întâmplă fiecărui partid bun. Da. Așa că nu, deci nimeni nu a luat vreo măsură de la Gorj, de teamă, de frică să nu se țină. Dar este posibil să se organizeze, să aibă loc alegeri. Dumneavoastră spuneți că chiar vreți să fiți în toamnă reconfirmat în poziția de președinte. Deci, pentru o perioadă scurtă, deci pentru că ultimele declarații... Da, bineînțeles, dar așa am și spus. Deci noi avem mandatul, deci clar când am fost ales în conferința județeană, deci până în 2017, deci de după alegerile parlamentare, atunci în toată țara, în cadrul organizațiilor PSD, județene se vor organiza conform statutului din 4 în 4 ani alegeri. Ei, atunci nu voi mai candida. Deci atunci nici eu, nici domnul Călinoiu nu vom mai candida. Vom susține o echipă tânără. Sunt tineri care, dacă își doresc, bineînțeles că până la urmă nu-i stabilește Cârciumarul sau Călinoiu, viitoarea echipă va fi stabilită prin vot secret de către membrii PSD care vor participa la conferință și, bineînțeles că dacă ni se solicită sprijinul, cel puțin eu așa văd lucrurile, dacă cei care vor prelua conducerea pe viitor au nevoie de sprijinul nostru, eu sunt lângă partid, nu neapărat să mai ocup vreo funcție de conducere în interiorul partidului. Dar nu voi pleca în altă parte, la alt partid, așa cum s-a mai comentat pe aici, pe acolo. Da, sau au fost tot felul de speculații și de comentarii vis-a-vis la cei... Deci este o perioadă destul de îndelugată în care m-am ocupat de conducerea partidului. Se fac 14 ani. Am obținut rezultate foarte, foarte bune în echipa pe care o știți și dumneavoastră. De asta spun că în 2016, după alegerile parlamentare, vom fi din nou lângă echipa, vom fi lângă echipa care se va stabili și îmi doresc din tot sufletul să obținem rezultate și mai bune față de ce am obținut noi în perioada noastră. Bun. În ceea ce privește candidaturile și dumneavoastră și a domnului Ion Călinoiu, Ion Călinoiu a explicat aici că indiferent ce gândește, nu poate să spună exact ce gândește vis-a-vis de planurile pe care le are, pentru că și într-o variantă și în cealaltă ar fi niște consecințe. Da, deci, și are perfectă dreptate. Deci nu este momentul să spunem că vom candida sau nu vom candida. Eu văd lucrurile în felul următor. Avem un mandat până în 2016. Îmi văd de activitatea mea și dacă îmi doresc să candidez în continuare, fără un sondaj care trebuie făcut la sfârșitul anului 2015, nu pot să iei o hotărâre.
facem un sondaj, eu pentru mine, voi face un sondaj atunci, la sfârșitul anului 2015 și în funcție de sondaj vom lua o hotărâre, voi lua o hotărâre dacă voi mai candida sau nu voi mai candida. Dar indiferent unde vreau să merg, tot pe muncă se bazează, tot pe rezultate se bazează hotărârea, așa că trebuie să ne facem în continuare datoria față de programele pe care le avem. Toată lumea și toți oamenii care au mai văzut alegeri și știu cum se desfășoară o campanie, zic la modul următor. Dintre cei care s-au anunțat în cursă până acum și e Berca, e Romanescu, sunt mulți alții, da? Dacă o să candideze Cârciumaru, nu prea există șanse pentru ceilalți. Doamnă, dacă ar candida Aurel Popescu sau Adi Tudor sau alt nume din PSD, veți pierde primăria. Așa se fac pariurile. Doamna Gângioveanu, eu văd lucrurile altfel. I-am văzut și pe cei care intenționează să candideze. Deci, nu. Fiecare pleacă cu șansa lui. Suntem într-o competiție. Eu am șansa mea, dumnealor, fiecare vin cu șansa dumnealor. Ne aliniem, mai venit de câteva ori cu șansa competiție. Dumnealor. Asta este viața. Deci ca într-o competiție sportivă. Dar nu trebuie să dezarmăm, ne pregătim. Eu ce îmi doresc să am parte de o campanie ca de fiecare dată, civilizată, cu respect, pentru că eu tot timpul am știut să-mi respect adversarii, am știut să-mi respect pe cei care sunt cu mine în competiție. Fiecare venim în fața cetățenilor cu calități, cu defecte. Eu am demonstrat ce am făcut în 14 ani, am făcut și lucruri bune, am făcut și lucruri rele, deci cei care ne cântăresc până la urmă sunt cetățenii care vin la vot în ziua votului și ne votează. Degeaba vin eu candidat și mă apuc să spun că, vezi, doamne, Florin Cârciumaru a făcut sau n-a făcut. Pentru că cetățenii au avut timp să vadă în 16 ani. Pentru că vreau să vă spun, doamna Gângioveanu, că pe lângă acel program, pe lângă proiectele pe care ți le propui să le realizezi, activitatea de primar cere foarte multe. Zi de zi îți apar în față o mie și una de probleme care n-au nimic comun cu proiectele tale, n-au nimic comun cu programele tale și trebuie să ai capacitatea de analiză, de sinteză, să ai o experiență în spate, să ai calități de bun organizator și sunt mai mulți factori care contribuie la o desfășurare a activității așa cum trebuie și nu pot să spun că eu am făcut minuni, dar am încercat să fac tot ce depinde de mine ca în oraș să se rezolve multe, multe din problemele pe care le-am avut. Ajungem la discuția asta, pentru că au fost recent două chestiuni care au fost puse pe tapet, dar înainte de asta să finalizăm discuția noastră politică, aș vrea un scurt comentariu vis-a-vis de o știre care a apărut acum pe seară. Dacă vi-l mai amintiți pe Gheorghe Iana, candidat din partea USL pe Colegiul 1 și cel care ocupa funcția de director al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și a dat demisia astăzi. Credeți că e o pierdere pentru județ faptul că un gorjean mai puțin într-o funcție la nivel central? Părerea mea că este o pierdere pentru noi, pentru gorjeni, pentru că tot timpul când am avut un gorjean într-o poziție la București, într-o funcție, te-ai dus spre instituția, el cu altă deschidere, cu altă încredere, cu altă speranță că te ajută. Că te-a ajutat, că nu te-a ajutat, dar totuși ai avut curajul să te duci să-i spui, să-i bați la ușă, mă, nene, eu sunt de la Târgu Jiu, sunt de la Motru sau sunt de la Gorj, dă și mie o mână de ajutor. Și eu acum, sincer să vă spun, din câte am reușit să-l cunosc pe domnul doctor, acolo când a fost solicitat, a dat o mână de ajutor celor care i-au cerut sprijinul. Deci eu consider, indiferent că e domnul Iana sau astea, că orice gorjan atunci când pleacă dintr-o funcție este o pierdere pentru județul nostru. Bun, în această ordine de idei, având în vedere că gorjenii la București, indiferent de unde sunt, își dau silința să facă câte ceva, ați mai avut discuții recente de promovarea unor oameni la București? Pentru că de foarte multă vreme deja, cred că sunt luni de când se vehiculează niște nume
care ar pleca la București. Nu. De exemplu, doamna viceprimar Iulia Vână. Deci nu am avut discuții cu domnul prim-ministru pe această linie. Pot să spun sincer că este una dintre supărările mele în ceea ce privește relația mea cu domnul prim-ministru, în ceea ce privește relația de colaborare cu membrii guvernului. Cred că Gorjul merita alt tratament, Gorjul merita mai mult pentru ceea ce a făcut, pentru ca anumiți oameni să ocupe anumite funcții la nivel național. Deci, indiferent că se supără cineva, este o nemulțumire a mea, este o supărare a mea, dar sunt mic și nu pot să fac mai mult. E, nu ziceți așa, că cine știe, sigur declarația noastră va fi auzită. În ceea ce privește pe doamna Vână, știți ceva? Nu, deci ca sincer, să punem punct acestor speculații, sincer, că se tot vorbește sincer, că pleacă la București, sincer, că se va vacanta funcția de viceprimar. Am avut discuții cu dumna ei, a încercat să facă pasul spre anumite poziții la nivel central, la nivel național, dar iată că n-a reușit. Dom'le, de asta spun că este o supărare a mea, pentru că s-au promovat atâția și atâția din alte județe și dom'le, cei de la Târgu Jiu, de la Gorj, n-au fost promovați. Luăm publicitate, revenim în a doua parte, vom aborda evident și chestiunea apei nepotabile, dar și cea a spațiilor verzi. Rămâneți alături de noi, citim și mesajele dumneavoastră în a doua parte. Astă seară cu Florin Cărciumaru, primarul municipiului Târgu Jiu și președintele PSD Gorj. Domnule primar, am făcut politică în prima parte. Hai să discutăm despre... Fără politică nu se poate. Nu se poate. Da. Spuneți-mi, sunteți acum criticat pentru două chestiuni și criticat foarte aprig, pe motiv că ați fost văzut în centrul municipiului Târgu Jiu când scoteați cu niște polițiști comunitari niște bebeluși de pe spațiu verde. Acum, pe spațiu verde... Se mai joacă copiii. E greu să ții un copil să nu intre pe spațiu verde. Știu de la fiica mea că la iarbă trag toți. Nu este adevărat. Asta pur și simplu este o dezinformare făcută de un băiat sau doi din presă. Eu sunt dator să vă informez pe dumneavoastră și să informez opinia publică corect cum s-a întâmplat și cum s-au derulat și au desfășurat lucrurile. Eu am primit foarte multe sesizări că seara, pe gazon în centru, se joacă fotbal și că nu este corect. Aseară, mergând la o emisiune la Gorj TV, am avut timp să mi-arunc privirea, așa, să fac un tur pe centru și m-am dus și am stat de vorbă cu poliția locală. Poliția locală mi-a spus că, domne, sunt copii, mă rog, și nu știu ce. Și dacă tot am ajuns acolo, am considerat că este de datoria mea să mă informez foarte bine și pot să spun că față de informațiile pe care le aveam eu, nu eram informat bine, în sensul că cei care îmi scrisase și cei care sunau la 94 spuneau numai de fotbal. Dar și eu mergând acolo am găsit pe gazon jucându-se frumos copii. Este una și am spus, cum am spus și părinților aseară, m-ar bate Dumnezeu dacă eu nu aș fi de acord ca primar să las și să lăsăm copiii să alerge, să se joace pe gazon. Verde. Dar este vorba de acei copii de la grădiniță, acei copii, să spunem, până la o vârstă 1-4, să spunem, dar nu putem permite, părerea mea. Și nu cred, și aseară am constatat că nici părinții nu sunt de acord ca să vină pe gazonul respectiv copii de liceu sau mai departe chiar studenți să joace fotbal. Adică în momentul în care te duci și amenajezi porți pe gazon în față la Hotel Gorj, unde este o frumusețe de gazon și joci fotbal, lucrurile stau cu totul și cu totul altfel. Și am discutat cu părinții, am spus că sunt de acord, vai de mine, să joace copiii pe fântâna circulară, să se joace pe gazon, pentru că până la urmă, doamna Gângiuveanu,
este un bun al nostru, noi trebuie să-l respectăm. Și am făcut și fac și un apel și la opinia publică. Copiii să se joace frumos seara pe acel gazon, iar cetățenii care dețin, n-am fost împotrivă, n-am luat, că să nu, am căutat să nu intru în conflict nici cu deținătorii de animale, să nu meargă cu câinele la plimbare pe gazon. Asta a fost aseară, practic, deplasarea, vizita, am vrut să mă... Dar ați scos copii de pe gazon? Nu, copiii, bineînțeles, văzându-mă pe mine acolo, s-au strâns părinții și asta, dar nu am spus să ia copilul și asta. Și am discutat cu părinții de cum trebuie să facem în continuare și oamenii mi-au solicitat, iarăși oamenii nu erau informați, mi-au solicitat un loc de joacă. Și le-am spus că locul de joacă din zona Popa Șapcă a fost desfințat la solicitare și chiar a verificat la solicitarea cetățenilor de pe Popa Șapcă, de acolo, ca să desfințăm locul de joacă, să amenajăm parcare de reședință, urmând ca ei să meargă cu copiii, lucru care se și întâmplă în amfiteatru. În amfiteatru. Bun. Da. Astăzi am fost, văzând ce le discutat aseară și întâmplat aseară, am fost cu echipa din primărie. O să încercăm să facem rost, dacă o găsi, de ceva mobilier mobil care să-l punem în amfiteatru, ca să fie folosit de copii atunci când sunt spectacole, să-l pliem frumos și să luăm aprobare de la mediu ca pe o porțiune unde în față la biblioteca județeană să scoatem gardul viu și să amenajăm din nou un loc de joacă. Că, într-adevăr, au dreptate părinții, în zona de centru nu avem locuri de joacă. Bun, sunt, deci ca să cele din că parcul vedeam... central, dar sunt peste mână. Asta. Am văzut comentarii deci pe este, rețelele de socializare că dacă adevărat, joacă o mămică badminton cu copilul, să acum o să nu trecem dincolo, eu nu pot, păi, da, nu pot să... Eu am era și comunicatul deci, pe care l-am primit. Nu, a fost cu totul greșit comunicatul, informarea cetățenilor. Deci, acum de asta și mulțumesc lui Dumnezeu că am mers acolo să mă documentez eu și să mă inform la fața locului. Pentru că dacă mă luam numai după scrisorile pe care le primeam și acum chiar acolo, să știți că sunt oameni pro și contra. De asta a fost bine că am mers și că da, împreună și cu părinții am luat oameni. O hotărâre. Da, domnule, e chiar plăcut, frumos, ca bebeluși și copii să se joace și asta. Dar să-i supraveghem și să respectăm, că respectăm orașul nostru, respectăm gunoiul, gazonul. Și acum... Eu chiar mă bucur că dumneavoastră sunteți de ani de zile în mass media. Știți câtă bătaie am luat pentru centru și acum am ajuns cu toții să ținem atât de mult la centru, să iubim acest centru, pentru că centrul nostru în 2 ani de zile va deveni un parc și este bine să respectăm anumite reguli, pentru că dacă le respectăm, este bine pentru toți. Deci nu, departe de mine gândul ca să nu se ducă copiii pe gazon. Dar una e să se ducă ai mici să joace pe gazon, să alerge, și alta e să jucăm fotbal așa cum ne sunau oamenii la primărie. Sau, de exemplu, la coloană sus. Avem o frumusețe de parc. Nu este permis, indiferent că se supără pe mine. Nu avem ce căuta să jucăm fotbal în parcul de la coloană. Să nu începem pe lângă coloană să jucăm fotbal. Nu. Ne ducem, călcăm pe iarbă, ne jucăm, păstrăm, adunăm și respectăm anumite reguli. Bun. Deci nu. Deci nu merit acele critici, nu merit articolele care au apărut, pentru că lucrurile n-au stat așa și nu stau așa. Bun. Un alt subiect a apărut astăzi. Da, vizează da, apa nepotabilă. Și vreau să-mi spuneți dacă știați că apa este nepotabilă, deci, și dacă ea prezintă risc pentru sănătatea celor deci, care o consumă. Pentru că DSP-ul așa spune. Deci lucrurile stau în felul următor în ceea ce privește calitatea apei la Preajmă. La sesizarea cetățenilor, Direcția de Sănătate a mers, a făcut analizele care trebuie și a trimis la primărie, mă rog, la operatorul APA Regio, o adresă prin care le-a făcut cunoscut faptul că trebuie să ia măsuri pentru îmbunătățirea calității apei și propun un program
pentru care noi am lucrat și lucrăm. Și să o luăm pe etape. Din momentul de față, de ieri, de exemplu, cei din Drăgoieni nu vor mai avea probleme cu calitatea apei și cu presiunea, și mă refer aici la cei de pe coada, să zicem, a zonei, mă refer la cei din zona de la pădurea Drăgoieni, da, care pe parcurs, cu ani în urmă, au fost racordați la conducta din preajma. Deci, de ieri, funcționează stația de pompare pe care am realizat-o la Liceul Economic, stație care pompează apă de bună calitate și am și calitate și presiune din rețeaua orașului. Deci am rezolvat problema și pentru secetă și pentru calitatea apei pe zona Drăgoieni până la fostul Chembic din, da, din Drăgoieni. Deci am rezolvat problema în Drăgoieni. Pentru preajma. Acum să vorbim de ce s-a schimbat. Deci la început, când s-au furat puțurile, că am văzut și eu comentarii că s-a furat. Nu, puțurile sunt furate la corect, la 300 și ceva de metri. Calitatea apei a fost bună la început. Pe parcurs lucrurile s-au schimbat. Și, mă rog, la sesizări s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Noi am luat măsuri și unde ne situăm cu măsurile pe acel program. Deja se lucrează de câteva luni de zile la introducerea unei conducte de apă care să facă legătura cu rețeaua din oraș și să alimenteze rețeaua din preajma. La ora actuală am venit cu conducta pe strada barajilor, suntem cu ea exact pe podul de la Artego. Deci vom merge pe strada Ciocârlău mai departe, pe strada Aviatorilor și vom cupla conducta respectivă care va alimenta preajma cu apă din oraș, din rețea și apă de bună calitate. Urmând ca până la sfârșitul anului, stația de tratare a apei de la preajma, cât și stația de tratare a apei de la Polata, pe programul ISPA, să intre în programul de modernizare și să îmbunătățim. Deci, practic, cele două stații vor fi dotate cu echipamente în plus față de ce au în momentul de față și, începând cu anul 2016, vom avea apă de bună calitate datorită acestor lucrări de modernizare care se vor face la stația de tratare din Preajma și din Polata. Așa stau lucrurile. Bun, dar spun liberalii, în primul rând, dar își atașează alături și punctul de vedere al DSP-ului că apa conține amoniu, deci, o substanță extrem de periculoasă. Dacă apa nu era chiar bună, deci făceau adresă să sisteze, deci să oprească, dar dumnealor au făcut o sesizare prin care, că sunt într-adevăr probleme, dar și cu un program de măsuri, programul pe care îl lucrăm, programul pe care lucrăm și îl respectăm și vom rezolva problema. Bun, și în ceea ce privește faptul că eu am văzut pe de o parte în comunicatul dat de primărie și de APA Regio, spun cei de la APA Regio că atunci când s-a sesizat că unul dintre puțuri prezintă o cantitate mare de amoniu, n-au mai băgat-o în consum, pe de altă parte oamenii ăștia spun că ați otrăvit cu bună știință. Nu este adevărat. Până la urmă este responsabilitatea și răspunderea operatorului și în momentul în care operatorul și-a asumat continuarea alimentării cu apă, știe de ce și înseamnă că totuși este bine și că noi să urgentăm lucru pe care l-am făcut, urgentăm măsurile să rezolvăm problema. Bun. Domnule primar, vreau să-mi spuneți cât mai durează până se finalizează lucrările de prin oraș. Știu că exista un termen limit, spuneți-mi cum stați. Doamna Gânjoveanu, deci programul are termenul de finalizare 2015, decembrie 2015. După raportările făcute de constructori, când am fost acum o săptămână la București și am dat raportul acolo unde trebuie la agenție,
Am fost cu domnul Călin, noi cu toată echipa de la Apa Regio, gradul de realizare este de 90%, lucru care m-a bucurat și mă bucură, pentru că știți destul de bine câte probleme am avut și chiar cei de la București au rămas surprinși când au văzut gradul de realizare, pentru că sunt în țară programe cu 30, 40, 50% realizare. Deci avem toate șansele să terminăm și să și promovăm alte investiții noi, cum ar fi, mă rog, modernizarea de canalizări printre blocuri, ce ne-am mai propus noi să mai rezolvăm. Bun, când spuneți deci că terminați asta, rezolva, înseamnă deci, inclusiv străzile? Bun, în paralel. Deci, în paralel, la ora actuală, se află în licitație, se derulează pe termen de o săptămână, licitația pentru asfaltarea 100% a străzilor. Vasile Alexandrii, Brâncuș, Luncilor, Alexandru Ioan Cuza, Panduri. Deci avem un pachet de 15 străzi da. Care vor fi asfaltate în acest an și în special am căutat să mergem pe principalele artere, să le asfaltăm 100%, de exemplu, cum s-a făcut 11 iunie, cum s-a făcut strada Alivez, cum s-a făcut strada Alea Alivez. Deci asfaltăm 100%. Până la sfârșitul anului vom avea peste 20 de străzi care se vor reface în totalitate după programul ISPA și vom continua. Bun, haideți să vă citesc și mesaje, sunt foarte multe și le mulțumesc telespectatorilor. Domnule primar, ce explicații aveți pentru spațiile de joacă din cartierul de Barcader vechi de pe timpul răposatului și doar vopsite? Adevărat, ce investiții deci, ați făcut? Nu este, am făcut destule, nu înseamnă locuri de joacă la nivel de municipiu. Trebuie să știe cine dă mesajul că sunt peste 100 de locuri de joacă și că am luat-o treptat cu înlocuirea. Nu putem să înlocuim zeci de echipamente într-un an. În acest an se vor schimba 20 de seturi de mobilier locuri joacă. Deci 30 de locuri de joacă vor fi modernizate. Și uite așa, 30 vom până se vor tota. Moderniza. Dar vreau să informez sau să informez pe cine a dat mesajul că acolo unde am dus mobilier nou, avem solicitare de la cetățeni să ducem echipamentul vechi, pentru că ăla vechi a rezistat ani de zile, iar ce ducem acum, într-o noapte, două, trei, se rupe. Pentru că așa sunt realizate, sunt firave, mă rog, dar schimbăm. Nu putem să asigurăm în tot orașul 120 de locuri cu echipamente, cu mobilier modern, nou, dintr-o dată. Bun. Nu poate. Am înțeles că fabrica de cabluri se deschide la Petroșani. Nu. Deci nu. Nu. Noi suntem destul de avansați în ceea ce privește colaborarea. Se va realiza chiar și astăzi discutăm cu reprezentantul, se va realiza la Târgu Jiu. Probabil că oamenii au făcut această declarație pentru urgentarea lucrărilor de pe Valea Jiului. Așa cum se prezintă drumul la ora actuală, într-adevăr dezamăgește pe toată lumea. Este atâta timp cât stai nenorocire pe tronsonul Sado Petroșan 2 ore, deci vă dați seama că probabil oamenii la supărare și ca să se mobilizeze lumea a făcut declarația respectivă. Dar se până mobilizează, când, domnule primar? Sper să se mobilizeze. Ați văzut declarația. Da, până se termină. Deci, în primăvară, fabrica de cabluri de la Târgu Jiu va funcționa. Și bine că ați pus și întrebarea, ca să lămurim lucrurile. Pentru că la noi, cu reprezentantul, nici nu s-a pus problema respectivă. Bun, problema cineva asta. Vă întreabă dacă ați repartizat corect locuințele ANL, cât salariați din primărie au locuințe? Și de ce o persoană deci, care ne scrie dosar din 2000 și n-a reușit locuințele să obțină locuință? S-au repartizat corect, este o comisie constituită din consilieri de la toate partidele, din funcționari din primărie, deci eu consider că în ultimii ani, dacă au mai fi fost scăpări în primul mandat, până când am văzut că nu toată lumea este corectă și am luat măsuri de schimbare a comisiilor, s-ar putea să fi fost. Dar în ultimul timp,
totul a fost foarte, foarte corect în ceea ce privește repartiția garsonierelor tipanele, dar, din păcate, nu putem să rezolvăm toate cererile. Da, o persoană care are dosarul din 2000, că asta spunea, nu știu, are dosarul din 2000. Să vină la mine să vedem, uite, doamne, eu sunt cel care am dosar, sau fată sau băiat din 2000, să vedem despre ce este vorba la dosar. S-ar putea să nu aibă dreptate. Și sunt angajați ai primăriei care au... Deci nu contează acum, pot să fie și angajați din primărie sau din alta, ci ei nu sunt cetățeni ai municipiului Târgu Jiu. Dar nu e o practică dacă, asta. Nu, adică... nu, bineînțeles. Dacă are dubii, mergem și constatăm cine este, cum este, dacă are dreptate sau nu are dreptate. Bun. Altcineva întreabă, și dumneavoastră aveți omisiuni din declarația de avere, așa nu. Cum a omis domnul Călinoiu? Nu. Nu este, n-am nicio omisiune. Nicio omisiune din declarație. Am fost verificat de atâția ani și nu. Bun, altcineva spune, tot legat de locurile de joacă, că sunt foarte frumoase cele din București, dacă le-ați văzut și dacă avem ați putea și noi să la faceți... Târgu Jiu, avem și noi la Târgu Jiu să mergem în Parcul Central să le vedem și în alte zone din oraș și pe partea de sud a orașului, ne mutăm pe partea de nord, avem și noi la Târgu Jiu, nu numai bucureștenii. Culmea că cei care vin din București la Târgu Jiu zic ce oraș ordonat, ce oraș frumos, ce n-aș da să fie și la noi la București. Așa? Da, mă rog, fiecare... Cu gusturile, este, bun. Da, cu gusturile un alt telespectator vă scrie așa, domnule Cârciumaru, cum vi se pare că Ponta a dat bir cu fugiți în Turcia tocmai acum? Nu pot eu să comentez, comenteze dumnealui, dar după ce văd și eu la televizor, s-a dus să se opereze. Da. Domnule primar, de ce plătim apa mai scumpă decât la Craiova? Nu e este. Mai lung mesajul, dar nu a intrat tot. Am nu și discutat aseară la emisiune, nu știu dacă ați văzut, despre prețul apei. Nu este adevărat că avem apa mai scumpă. Cel care dă mesaj să vină la mine să-i arăt hârtia oficială de la Craiova. Am primit și restul de răspuns că în Obrejea curge apa zi lumină și nu ia nimeni măsuri. Nu știu, mă rog. Am primit restul de mesaj. Se poate să curgă, dar eu știu că se merge pe contorizare, că toată lumea trebuie să plătească, dar legat de prețul apei, deci nu este adevărat că apa de la Târgu Jiu este mai scumpă decât cea de la Craiova. Nu știu de unde au informații. Eu le arăt pe documente scrise și le arăt situația. Deci pe cuvântul meu de onoare că să vină și le arăt situația din toată țara, din orașele, reședințe de județ. Să vadă că orașul Târgu Jiu, să vedem cu toții, are apa de cea mai bună calitate și printre orașele cu prețul cel mai mic. Că a crescut față de ce am avut noi, într-adevăr, dar facem investiții de 100, ăsta de 53 de milioane de euro. Deci am spus-o la toată lumea. Deci orașul Târgu Jiu va avea, după anul 2015, cea mai modernă rețea de alimentare cu apă, cea mai modernă rețea de canalizare, cu stații de tratare moderne, cu stații de epurare moderne, deci investiție pe care nu au multe orașe. Bun, și oricum trebuie să le spun telespectatorilor că eu am făcut un test și cu dumneavoastră și cu domnul Aurel Popescu de mai multă vreme. Nu știu dacă vă mai amintiți la emisiune, v-am spus că n-am decât apă de la robinet și că dacă beți dumneavoastră, beau da, și eu. Nu, și țin minte că nu, și dumneavoastră și domnul Aurel Popescu ați băut. Apa este de bună calitate, da. Târgu Jiu. Dar chiar am, adică e și glumă, dar chiar am făcut chestia asta. Bun, altcineva spune, precizează că nu e vorba de Craiova, ci de cartierul Craiovița, care ia de la noi prin pompare, iar noi o avem prin cadre, de ce este prețul așa de mare? Cum, bun. Deci, eu știu că este un preț în Craiova, nu pe cartiere, dar mă rog, oamenii percep diferit lucrurile vis-a-vis de prețul apei și nu ajută cu nimic faptul că nici consilierii municipali nu știu să prezinte problema așa cum... Nu, dar eu știu că se practică, cum este la noi, un preț al apei pe tot municipiul Târgu Jiu, fie Preajba, fie în centru. Nu știu de ce spune dumnealui că în Craiovița e diferit față de restul... Da, cine știe. Bun, haideți să vă mai citesc. Sunt foarte multe mesaje, nici nu știu de unde să mai citesc. Uite și unul pe politic. Domnule primar, pe cine ați susține la București dacă vi s-ar cere o recomandare, indiferent de funcție, la vreun minister?
Nu, asta... Păi dumneavoastră ați zis, cred că a venit ca urmare a declarației deci pe care ați făcut-o dumneavoastră. Probabil, nu, nu putem discuta... Bun, hai altul. Domnul primar știe că se duc câinii maidanezi prinși de hingheri la Iezureni și se lasă pe câmp? N-am de unde să știu, dar mă documentez, mă informez și nu este bine dacă se întâmplă așa. Știu că avem un centru canin, știu că sunt plătiți pentru a-i strânge de prin oraș, să-i ducă în centru respectiv, la adăpostul respectiv. Cine nu crede poate să meargă suntem să... Suntem la final, dar rog pe, tele... da, pe colegii mei să mă lasă să citesc măcar un mesaj sau două, pentru că sunt foarte multe și le mulțumesc telespectatorilor. Domnule primar, ce măsuri ați luat cu polițiștii comunitari pe care i-ați descoperit indisciplinați și tot vis-a-vis de poliția comunitară? Vă întreabă oamenii dacă se mai fac sau nu ridicări, având în vedere că s-a schimbat legea. Foarte scurt. Deci în momentul de față nu mai ridicăm decât mașinile care sunt abandonate pe străzi sau printre blocuri. Deci vorba de mașinile abandonate. În rest, dar nu se mai ridică. Cei care parchează greșit, nu. Și în ceea ce privește măsurile pe care le-ați dispus cu polițiștii care, pe care ați surprins în diverse ipostaze? Deci eu știu că au fost sancționați, au fost dați afară, dar nu știu despre ce caz. Mi-amintesc și eu o discuție, dar nu mai avem timp oricum. Vă mulțumesc mult pentru prezența din această seară. Domnilor și domnilor, mulțumesc mult. Ați văzut că am încercat să citim cât de multe mesaje a fost posibil. Sunt mult prea multe ca să reușim așa într-o emisiune, dar al mai prindem pe domnul primar poate și în săptămânile care urmează. Noi ne revedem mâine de la 21. Rămâneți în continuare cu TV Sud. La revedere!